care îmi vine în minte. Numărul foarte mare al basarabenilor care au succes la România au talent. N-am auzit de mulți basarabeni care să activeze cu succes la Kazacii au talent. Sau la Kirghizii au talent. Sau la Rușii au talent. Concurează dintr-un motiv care cred că nu e foarte misterios. Așa? Și care nu e pur geografic. La România au talent și iată, dintr-un joc al întâmplării sau al talentului, au și succes. România au talent e un instrument de contact al societăților noastre și pare simplu, dar el vorbește totuși despre faptul că suprafața de contact dintre lumile noastre a crescut în ultimii ani și că ea e destinată să crească. Și că aceste fire, cele care există, vor deveni mai prezente în mintea noastră și vor apărea și unele fire noi, fiindcă despre România au talent nu vorbeam în 2010, când am ajuns eu, nu știam că România au talent, ci că sunt atât de numeroși și aici și peste prut. Vă dădeam acest exemplu, fiindcă el a generat și o poveste foarte frumoasă.